A doilea moment care ar trebui să-l facem pentru a păstra statalitatea și a avea resurse financiare să o dezvoltăm mai departe, este restructurizarea sau un moratoriu la achiterile datoriilor externe. Niște investigații, niște studii speciale, rezultatul cărora noi să rugăm partenerii noștri de dezvoltare să nu achităm procentele și rambursarea banilor veniți din fondurile internaționale care au fost furate cu implicarea demnitarilor din Statele Unite, Europa, demnitarilor din organizațiile internaționale, financiare internaționale. Deci de ei să fie trași la răspundere, banii întorși și hoții noștri împreună cu hoții europeni, americani și alții, și atunci noi o să mai eliberăm, cel puțin după calculele mele, încă anual de 100 de milioane de dolari. Deci, de vedeți ce cresc, ele cresc, pur și simplu. Un moment foarte important în aspectul finanțelor este subcreditele. Niciodată nu v-ați spus, nu v-ați formulat întrebarea, dar scăcovă perepugă la noi dobândă la credite e 25% anual. Ce industrie, ce agricultură poate supraviețui cu astfel de greutate de procente? Nimeni nu poate supraviețui. Dar știți cine? Interesul căutăm, în interesul cui se joacă așa un procent bancar. În primul rând, interes au organizațiile financiare internaționale, așa numitul femeii. Pentru că cât mai scumpe sunt resursele financiare în țara în care ei activează și așa au anumite interese strategice, cu atât mai mare diferența de bani care o să câștige ei, finanțând această țară cu o dobândă mai mare. Deci dobândă cu care ei finanțează țara este mult mai mare și greutatea rambursării pentru țară e mult mai înaltă. A doilea grup foarte interesant de oameni care au interesul ca procentul să fie foarte înalt sunt lucrătorii, practic toți, a Băncii Naționale a Republicii Moldova. Vreau să vă comunic că o mare parte din lucrătorii Băncii Naționale au credite în jurul la 1 milion de lei fiecare, care au acoperire doar certificatul de salariu de la Banca Națională. Aceste credite sunt primite de lucrătorii Băncii Naționale cu aproximativ sub 1% dobândă anuală. Banii sunt plasați după aceasta în băncile comerciale la depozite. Depozitul, după cât eu știu, și dacă cunoașteți foarte bine, în jurul la 16%, 1% s-a plătit Băncii Naționale și băieții anual primesc un beneficiu financiar, un ajutor financiar din partea noastră la toți, câte 110.000 lei anual, așa, ne făcând nimic, fiind numai angajat. Dacă procentul creditelor va coborî foarte drastic, atunci și procentul la depozite va fi 2-3%. Această aferă nu va avea niciun sens. Asta, așa ca să înțelegem motivele. Acum ce trebuie de făcut? Statalitatea Republicii Moldova ușor poate fi salvată dacă noi în două rate vom micșora. Și acest lucru e posibil. Mai fac o remarcă micuță. De ce e posibil? Noi avem o situație care nu are nicio altă țară în lume. Leul nostru este cea mai simpatică valută în lume. Este cea mai mocăluță valută în lume. Nici România, nici Ucraina, vecinii noștri, nu convertează acest leu în nimic, nici în hârtie de vecel. Noi avem valută națională, cash, masă monetară așa de primară și așa de bine structurizată, că Banca Națională poate interveni în orice moment și menține paritatea necesară leu și valută de referință dolarul. Noi avem o inerție foarte mică, practic egală cu zero, inerție în domeniul speculației cu valută, înăuntru țării. Pentru că ea nu joacă pe terenurile internaționale. Și asta nu ne permite. Dacă o să avem la conducerea Băncii Naționale oameni cu creier, ei pot să facă două lucruri foarte
ușor din pionat. În primul rând, micșorarea ratei dobânzii prin mecanismele pe care le ține banca națională, care le ține banca națională legală, în băncile comerciale, întâi la 12-13% și în a doua etapă la 5-6%. Și a doilea moment important pentru economie. Banca Națională are aceste posibilități, numai nu are dorință că sunt și juri acolo, să garanteze rata inflației la nivelul de 4-4,35% anual. Și atunci business-ul își calculează absolut toate cheltuielile. Business-ul înțelege cum să funcționeze, de ce resurse are nevoie și cât va câștiga rezultatul afacerii care o face. Lucrurile sunt foarte simple. De ce nu se face? Pentru că un lobism mărunțel de 3 copeci care îl câștigă un demnitar, e mai important pentru dânsul decât sănătatea statului. Mai este un moment care trebuie făcut de urgență. Eu doar un moment și am finisat discursul. Jumătate din partea devenită bugetului e TVA-ul. 12,14 și 20 miliarde lei. Închipuiți-vă, jumătate din partea devenită bugetului e TVA-ul. Spuneți, vă rog, venitul, impozitul pe venit, mă iertați, vreau să mă repede spun, dar să primește-mi încerc. Impozitul pe venit în bugetul nostru valorează doar 3,9 miliarde lei. E un raport, la un leu venit din impozit pe venit în buget, vin 3,50 lei de bănuți de la TVA. E un lucru anormal, e un lucru nu-i sănătos la cap. Și dacă nu vreau să-i ocăresc tare, nu au un calculator simplu ca să înțeleagă că prin metode simple, prin metode foarte, foarte la suprafață, nu-i ceva academician, noi putem ajunge întâi la raportul 1:3, pe urmă 1:2, 1:1 și jumate. Și atunci, având un raport venitul în bugetul statului, de la impozitul pe venit, să fie aproape de TVA, un impozit indirect, atunci noi o să avem în buget nu 28 de miliarde de lei, dar o să avem 35-40 de miliarde de lei și o să avem de ce să ne dezvoltăm. Mă iertați că am luat mai mult timp.